Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, sunt Dorina Gerganov și vă prezint ora știrilor. Mama fetiței de 3 luni care a murit după ce ar fi fost aruncată de la etajul 4 al unui bloc de locuit din sectorul Buicani cere ca tatăl copilului, principalul suspect în acest caz, să nu fie tras la răspundere penală. Femeia consideră că bărbatul a comis gestul pentru că făcuse o criză din cauza bolii de care suferă. Ea a cerut să-i fie păstrat anonimatul, așa că vocea a fost modificată, iar chipul blurat. Femeia ne-a povestit că a ieșit cu fiica cea mare la cumpărături, iar când s-a întors acasă, a văzut o ambulanță în fața blocului de locuit. Ea mai spune că imediat ce a intrat în apartament a sesizat că soțul său are un comportament ciudat. Я спросила про дочку, он сказал, что она в кровати, я поняла, что с ним что-то не то. Я его потрогал, он весь потный был, я поняла, что он не в порядке. В то время уже скорая была, его взяли. Я не знаю, насколько я опоздала, просто я, когда уходила из дома, с ним ничего не было, он был в нормальном состоянии. Femeia cere ca bărbatul de 28 de ani, principalul suspect în tragedie, să nu fie tras la răspundere penală. Ea pune toată vina de cele întâmplate pe boala de care spune că suferă soțul ei, diabet. Ну, болезнь, конечно, я не могу его обвинить, это грех, его обвинять. Я только молю, чтобы его не дали ему наказание. Это не его вина. Cazul i-a afectat și pe vecinii cuplului, mai ales pe cei care au văzut copilul la pământ. Foarte tare m-am întristat, stăteam și plângeam. Am o atitudine personală față de aceste lucruri. Fiind sus la terasă, am văzut copilul deja la pământ. Deja ulterior, ambulanța, echipajul de poliție, atât. Noi toți vecinii am ieșit la scară și asta este. Bărbatul este cetățean străin și deține permis de ședere în țara noastră, unde a venit la sfârșitul anului trecut. Soția sa este moldoveancă, dar o perioadă îndelungată au locuit peste hotare. Apartamentul în care stătea tânăra familie era închiriat. Precizările au fost făcute de către Biroul Migrație și Azil Almaii la o conferință de presă. Această persoană deține permis de ședere valabil pe teritoriul Republicii Moldova. Deci până la sfârșitul anului. Permis de ședere în scopuri întregirii familiei, permisul este valabil, venit recent, nu este foarte mult timp teritoriul Republicii Moldova. Cu el acum a discut organul de urmărire penală. Am solicitat opinia unui medic endocrinolog privind crizele în diabet și dacă acestea ar putea provoca un astfel de comportament. Un comportament neadecvat nu este legat anume cu schimbările de nivel de glucoză. Poate că era la evidență și la alt medic, poate că la neurolog, poate că la psihiatru, poate au fost niște probleme în familie, sau, dar nu este cauza directă diabetul. Bărbatul se află în continuare în custodia poliției, care nu au oferit deocamdată și alte detalii despre ce ar fi putut provoca tragedia de luni seara. Noi compensații vor fi oferite în sezonul rece. De ajutor nu va beneficia însă toată lumea, ci doar unele categorii de cetățeni. Despre acest lucru a declarat pentru presă premierul Natalia Gavrilița. Potrivit ei, guvernul pregătește un mecanism de compensare a facturilor la gaz și căldură. Potrivit lui Gavrilița, în acest sezon, 6 categorii de gospodării vor beneficia de compensații în funcție de veniturile și consumul pe care îl au în fiecare lună. Toate gospodăriile casnice vor fi implicate într-o anumită categorie, dar evident că cei care își pot permite prețuri mai mari, care duc o viață de lux, nu vor beneficia de compensații, susține premierul. Nu se știe deocamdată care va fi ajutorul pentru agenții economici. În prezent, prețul pentru un metru cub de gaz este de 18 lei și
62 de bani cu TVA inclus. Acum câteva zile, Moldova Gaz a cerut Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică majorarea tarifului cu 45%. Dacă cererea va fi acceptată, un metru cub de gaz va costa 26 de lei și 52 de bani cu TVA inclus. Furnizorul de gaze cere ca noul preț să fie aplicat retroactiv din 1 iulie, precizând că actualul nu acoperă devierile tarifare. Iarna trecută, guvernul a oferit compensații cetățenilor și agenților economici, iar luna martie a fost ultima pentru care moldovenii au plătit mai puțin pentru facturile la gaz și energie termică. 1500 de locuitori ai satului Ruseni și orașului Anenii Noi din raionul cu același nume cer primăriei Chișinău să închidă imediat groapa de gunoi de la Țânțăreni. Oamenii au semnat și o petiție cu motivele pentru care cer conservarea acesteia. Printre cauzele enumerate se numără și cel invocat mereu, mirosul greu de respirat. Contactat de noi, primarul capitalei Ion Ceva nu ne-a răspuns la apeluri și nici la mesajele expediate, iar consilierul său pe comunicare ne-a direcționat către regia autosalubritate. De ani de zile sunt transportate deșeurile la groapa de gunoi din satul Țânțăreni. Aici sunt aduse 10 de tone de gunoi ce prezintă un pericol enorm pentru locuitorii acestei localități. Este o problemă gravă, un adevărat focar de infecție și o amenințare pentru sănătatea populației din preajmă. Apa din fântâni și solul sunt afectate de această problemă, iar dacă analizăm indicatorii de sănătate din ultimii ani, în orașul Anenii Noi atragem atenția asupra creșterii considerabile a numărului de îmbolnăviri a locuitorilor cu diverse boli. Se spune în petiția adresată primăriei Chișinău și în care se cere încetarea depozitării gunoiului în satul Țânțăreni, se spune în petiția adresată primăriei municipiului Chișinău. Localnicii din Ruseni cu care am stat de vorbă s-au plâns pe aceleași lucruri și în fața microfonului. Mirosul de acolo este pur și simplu insuportabil de foarte mult timp. Vine zapăcă, vine sara de acolo, da. Mare parte sara sunt. Da, sara. Și dimineața tot când e răcoare așa vine, când ieși la ora 5, când tot vine zapăcă, da. În fiecare seară de acolo bate vântul și de fiecare dată noi simțim acest miros. Și unii săteni din Țânțăreni au vorbit despre mirosul urât. Noi trăim aici aproape și ne dușim. Nu putem de cuște deschis, ferestrele deschise de lună. Inițiatorul petiției prin care se cere închiderea gropii de gunoi este un consilier PSRM din raionul Anenii Noi. Potrivit acestuia, din cauza gunoiului, nici apa din localitate nu este bună. El face trimitere la un studiu realizat anul acesta de Agenția Națională de Sănătate Publică la comanda primăriei Anenii Noi. Noi am adunat 1500 de semnături ale locuitorilor Anenii Noi. Ei de mai multe ori s-au adresat la primărie cu rugămintea de a închide această gunoiște, deoarece este un miros foarte urât. De asemenea, în localitate au efectuat expertize apei din fântâni, la care niciunul din ele apa nu este bună pentru consumare. Despre calitatea proastă a apei vorbește și primarul orașului Anenii Noi. Noi suntem în identificarea unor surse suplimentare pentru a efectua lucrări de curățire a apei, în așa mod ca locuitorii orașului să primească apă calitativă. Dar cu părere de rău, bugetul primăriei este auster, noi nu prea am identificat surse în acest scop, deci solicită să fie întreprinse niște măsuri organizatorice din partea primăriei Chișinău. Contactată de noi pentru o reacție la petiția semnată de oamenii din Anenii Noi, Natalia Ixar, consilierul pe comunicare al primarului capitalei, ne-a spus că subiectul nu se află în competența primarului și ne-a direcționat către întreprinderea municipală Autosalubritate. Directorul interimar ne-a comunicat că s-a autosesizat și a mers să discute cu semnatarii petiției. Noi încercăm parcurs să clarificăm exact motivele acestei petiții colective. Deci ieri am fost și eu la Ruseni. Ieri, exact, am fost la Ruseni, am făcut o plimbare prin acest minunat localitate și nu a fost simțit miros. Da, ei zic că seara mai mult, dimineața, seara. Dimineața, seara, se deplasăm și dimineața și seara, până când nu a fost identificate astfel de cazuri. Specialistul de acolo, în relația cu publicul, ne-a promis că vom putea discuta după masă cu directorul instituției. Problema gropii de gunoi de la Țânțăreni Anenii Noi a scos de mai multe ori localnicii la proteste care au cerut conservarea acesteia.
Ședința Consiliului Superior al Procurorilor, la care urma să se examineze o plângere depusă de către fostul șef de la Moldața, Sorin Stat, împotriva procurorului general interimar Dumitru Robu, a fost amânată din lipsă de cvorum. Despre acest lucru a anunțat președintele CSP, Angela Motuzoc. Solicitat de TV6, Sorin Stat a declarat că membrii CSP, care nu s-au prezentat la ședință, încearcă să îl protejeze pe actualul procuror general interimar. De cealaltă parte, Dumitru Robu susține că sesizarea lui Stati este nefondată. Potrivit Consiliului Superior al Procurorilor, primul subiect de pe ordinea de zi a ședinței, care urma să fie examinat de membrii CSP, ținea de pretinsele acțiuni ilegale ale procurorului general interimar. Plângerea împotriva lui Dumitru Robu a fost depusă de fostul șef de la Moldața, Sorin Stati. Însă, la fel ca în ședința din 28 iunie, subiectul nu a fost examinat din lipsă de cvorum. Părere de rău la orele 11 seara. Și nimeni știu dimineața la orele 5 a fost anunțați de către membrii de drept că a intervenit ceva urgent în activitatea lor și nu pot să se prezinte la ședința Consiliului Superior al Procurorilor, solicitând ca aceasta să fie amânată pentru ședința pentru săptămâna viitoare. Respectiv, astăzi suntem în imposibilitate de a desfășura ședința și vom amâna pe săptămâna viitoare. Angela Motuzoc nu a precizat însă cine sunt membrii CSP care a informat-o că vor lipsi de la ședință. Fostul șef de la Moldața susține că motivele invocate de Consiliul Superior al Procurorilor sunt banale. Eu am proprie convingere că asta e o opțiune concertată. Deci ei fac tot, anumiți membri ai Consiliului Superior al Procurorilor fac tot posibil ca ședința dată sau chestiunea dată să fie amânată, pentru că din cât eu înțeleg, urmează apoi vacanța până în septembrie. Sorin Stati consideră că prin asemenea acțiuni se încearcă protejarea lui Dumitru Robu. Dar cine credeți că stă în spate? La actuală guvernare care controlează majoritatea din ce se pădește. Probabil pentru că este complicat să adopte o decizie corectă. Adică în regim normal, în opinia mea, e atât să dispună desemnarea unui procuror independent care ar investiga pretensiile infracțiunii denunțate de către mine ale actualului procuror general interimar. Eu consider că ei fac tot posibil ca, în primul rând, să amâne adoptarea deciziei și, între timp, poate să distrugă, să mușionalizeze probleme. Președintele CSP a negat acuzațiile aduse de Stati. Consiliul de fiecare dată examinează orice sesizare care este pusă pe ordine. Deci membrii de drept au anunțat că ele au apărut pe ceva de urgență și nu pot să vină astăzi la ședință. Sunt membrii de drept, au și alte activități. Nu este careva limitări ca să fie sancționați că nu sunt la prezent la ședința Consiliului Superior al Procurorilor. Potrivit sesizării depuse de Sorin Stat în perioada februarie-decembrie 2011, pe când ocupa funcția de administrator la Moldova Aeroservice, procurorul general interimar Dumitru Robu ar fi mușamalizat cazul unui agent economic care s-ar fi conectat la o sursă de energie electrică ce aparținea întreprinderii. Peste ceva timp, eu am fost chemată de către Dumitru Robu, care personal m-a informat că ar fi bine să nu creez probleme în cadrul acestui dosar penal, care a fost deja clasat. Ordonanța de clasare nu a fost expediată întreprinderii de stat Moldova Aeroservice, respectiv nu a fost contestată. În aceste condiții, cazul dat a fost mușamalizat, iar persoana responsabilă de furt s-a eschivat de la răspunderea penală, se menționează în plângerea depusă de Stati. Fostul șef de la Moldața solicită să fie desemnat un procuror independent în vederea pornirii cauzei penale și verificarea legalității acțiunilor lui Dumitru Robu, precizând că este deschis în cazul unei investigații corecte și nepărtinitoare să prezinte toate probele și să depună mărturiile suplimentare. Contactat de TV6, procurorul general interimar Dumitru Robu ne-a scris într-un mesaj că sesizarea lui Stat este nefondată. Consider că ar fi mai corect să se expună organele abilitate cu competențe în acest sens, însă pot menționa că atacurile din ultima perioadă au un singur scop, de a manipula cu opinia publică și de a sustrage atenția de la adevăratele acțiuni care sunt întreprinse la moment de către procuratură, a precizat Robu.
Am încercat să obținem o reacție și de la ministrul Justiției Sergiu Litvinenko, care este membru al CSP, însă acesta nu a răspuns apelurilor și mesajului expediat. Nici purtătorul de cuvânt al guvernului, Anastasia Taburceanu, nu a răspuns la telefon pentru o reacție. Dumitru Robu a ajuns procuror general interimar printr-un decret semnat de Maia Sandu după ce Alexandr Stoianoglu a fost reținut. Ulterior, Robu a fost propus Consiliului Superior al Procurorilor de ministrul Justiției Sergiu Litvinenko. Alertă în capitală, mai multe instituții au fost anunțate că ar fi minate marți după amiază. Este vorba de sedii ale judecătoriei Chișinău, aeroportul internațional Chișinău, clădirea Parlamentului și a Guvernului, Spitalul Republican, precum și alte spitale, centre comerciale, dar și mai multe clădiri ale Agenției Servicii Publice. Potrivit oamenilor legii, instituțiile ar fi fost anunțate despre amplasarea obiectelor explozibile prin intermediul poștei electronice. După verificări, prima care și-a reluat activitatea a fost Aeroportul Internațional Chișinău, după ce s-a anunțat că alarma este falsă. Cu detalii vom reveni în jurnalele următoare. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, eu sunt Dorina Gărganov și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 19. Mulțumesc pentru atenție, pe curând!